Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Raportul de Seară. Alături de mine se află în platou domnul Neculai Miron, primarul Comunei Bosanci. Vă salut, domnule primar. Vă salut pe dumneavoastră și pe toți telespectatorii dumneavoastră. Vă uh, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. În ultimul timp se vorbește că, iată, și Comuna Bosanci are o administrație eficientă, un primar pragmatic și cu viziune. Ce spuneți despre acest lucru? Da. Uh, acum, când am preluat al doilea mandat, deci am reușit cel mai bun buget, cred că din toate timpurile. Datorită faptului că acum, la secțiunea de funcționare, avem undeva 64% din buget pentru funcționare, pentru dezvoltare și 36% pentru funcționare. Până a, acum era invers. Deci la funcționare era suma cea mai mare, balanța tot timpul da. era mai mare la funcționare, iar la dezvoltare, uh, deci, rămânea. 30-40% din buget. Uh -huh. Anul acesta, cred că vă spuneam, este cel mai bun buget din toate timpurile. Ați am ajuns tiparele. la 22 de milioane bugetul, deci 22, 220 de miliarde vechi, da? Uh, un buget extraordinar de bun. Da? Și cum ați reușit să adunați bănuții? Uh, bănuți, am reușit să-i adunăm în felul următor. Am redus posturile birocratice din cadrul primăriei, Patru posturi și, bineînțeles, alte economii la bugetul local, serviciile care erau externalizate de dezăpezire, de întreținere a drumurilor, de salubrizare, toate aceste servicii de apă și canal le avem în subordonarea noastră, deci acum deci, nu mai externalizăm servicii. Da, ați avut curaj foarte mulți primari, totuși Apelau la externalizarea. Da, serviciu. nu știu câte comune din județ, da. cred că au la dezvoltare 64%. Mm -hmm. Deci, ce... da. sunteți mândru mulțumit. Uh, domnul primar, care este situația legată de pandemie în Comuna Bosanci mai întâi? Vă spuneam și altădată, perioada aceasta de pandemie nu ne-a influențat din punct de vedere administrativ. Din potrivă, am lucrat mai bine decât în toți ceilalți ani. Deci, anul trecut, când a început pandemia, lucrările au mers foarte bine. Mai bine, a fost și, bineînțeles, al patrulea an de mandat, de obicei, este cel mai. Să zic așa, activ la dezvoltare. Dar nu asta a contat. A contat experiența acumulată în anii anteriori și deja acum al cincilea an de mandat, deci, vedeți și bugetul, cum a fost structurat. Continuitatea? Și asigurăm continuitate la toate serviciile. Deci, asta contează foarte mult. Deci, am învățat aproape toate lucrurile din administrația locală, deoarece pe parcursul anilor întâmpinăm diferite probleme da. și începem să fim să ne apropiem spre perfecțiune, spre desăvârșire în administrație. Deci da. eu de asta uh, am subliniat uh, probabil că bosâncenii au realizat că e nevoie de continuitate la vârful primăriei, au văzut cum s-au uh, mișcat lucrurile în perioada 2016-2020, că în multe localități s-au făcut lucruri bune, trainice, oportune, acolo unde au existat o continuitate la vârful administrației publice locale. Da, acum la ora actuală la ora actuală avem în derulare zeci de proiecte zeci și de bugetate chiar zeci de proiecte la da. nivelul localității. Le vom, le vom dezvolta ceva mai încolo, dacă ar fi ceva de, de punctat, de recomandat concetățenilor dumneavoastră legat de pandemie. În din perioada aceasta știți, de da. pandemie, bineînțeles, am recomandat și recomandăm să se păstreze distanțarea socială, igiena personală. Am solicitat lucrul acesta și la întrunirile religioase din biserici, să poarte mască, deci cred că... În ceea ce privește pandemia, rata de infectare este foarte scăzută, mm -hmm. suntem pe scenariul verde. Chiar la ora actuală, astăzi, nu știu să fie cineva bolnav, deci infectat cu COVID. De deci, ce? S-au păstrat regulile. Ieri am avut împreună cu domnul președinte cu al Consiliului Județean, domnul Gheorghe Flutur, am avut o conferință, teleconferință și deci uh, am vorbit, a vorbit dumnealui cu directorul de la DSP referitor la procesul de vaccinare a tuturor cetățenilor pentru a imuniza în masă toți cetățenii pentru bineînțeles se va reduce rata de infectare în felul acesta. Deci se preconizează după Sărbători, chiar astăzi am fost sunat de domnul viceprefect, de subprefect domnul Șalup Alexandru și a spus că după Sărbătorile acestea pascale vom face o acțiune în cadrul comunității pentru a îndemna oamenii să se vaccineze. Da. Domnule primar, încă o chestiune vreau să pun în discuție în debutul dialogului nostru legat de lucrările la Paxa rutieră strategică 1 Iași-Suceava. Cu toții așteptăm să se termine această lucrare. Este o lucrare de ambergură și foarte, foarte bună pentru mai multe comunități din județul Suceava. Da, axa rutieră strategică străbată și comuna, comuna Bosance, deci se lucrează pe aceste tronsoane, se poate lucra, bineînțeles, și mai bine cu mai mult efectiv. S-au făcut podurile din localitate, de la ieșire din localitate, mai trebuie făcute câteva poduri, deci încă se lucrează, s-a lucrat și se lucrează. Sperăm să mențină un ritm, să se încadreze în termenii contractuali. Deci sunt în grafic, cum ar veni, da? Da, cred că sunt în grafic Da. Domnule primar, și haideți să mai ardem un aspect legat de infrastructură În campaniile trecute se discuta Erau voci care solicitau uh, foarte ferm o, un drum rapid, o autostradă Cât de importante, acum din punctul de vedere și al fostului om de afaceri Ca să spun așa, și acum al unui manager de comună cât de importantă este infrastructura pentru comunități, în general? Pentru dezvoltarea comunităților? Infrastructura este foarte importantă, deoarece. Că știți cum mulți spun este important. Dar în ce sens? Da. În primul rând, pentru fluidizarea traficului din orașe, din municipii, da. Da. deci este foarte importantă. Uh, în același timp, din punct de vedere economic, uh, marele companii care sunt la ora actuală, toți vor să își creeze un punct de afaceri, depozite, fie de hale de depozitare sau de producție tot timpul la periferia marilor autostrăzi sau da. tot timpul asta a urmărit noi am avut la nivel de conducere la comună cu și cred că și în continuare va fi în discuție, un proiect cu o firmă din Austria a cerut lucrul acesta: deci să-i oferim un spațiu pentru a construi o hală, deci pe teritoriul comunei Bosan, și uh, am văzut că au demarat ceva proceduri pentru un sediu în localitate, așa și pe viitor doresc să construiască o hală, își vor retrage uh, un depozit de electronice, de plăci electronice din China și doresc pe raza localității, bineînțeles la DN2 sau E85, cum îi spunem noi, Ia. deci să construiască o hală de producție, nu de depozitare. Mm -hmm. Deci aceste discuții o sunt bună. avansate. O veste bună, domnul primar. Da, veste bună. În același timp, Bă, și intenția mea este, tot la DN2, care trece și pe raza localității, în satul Cumpărătura, care aparține de Bosanci, acolo. Am demarat deja procedurile pentru da. a introduce în intravilan aproximativ 150 de metri de la axul drumului pe stânga și pe dreapta. Vorbim de uh, Calea Bucovinei, deci din cumpărătura spre Suceava. Deci acolo intenționez un parc industrial. Deci un parc unde să se construiască hale de depozitare și de producție. Și în felul acesta, deci Bineînțeles, va fi foarte benefică și o piață de desfacere acolo pentru agricultorii din localitate. Și, din pricina aceasta, introduc în intravilan tot terenul de pe marginea uh, drumului național uh, DN2, și în felul acesta, deci, deja sunt cetățeni, chiar vreau să vă spun, acum două sau trei săptămâni. Firma Porsche căuta un teren, un hectar, minim un hectar de teren pentru a face o reprezentanță în zona satului cumpărătura. A venit personal un delegat din partea dumnealor și le-a spus să le punem la dispoziție noi ca și instituție sau cetățenii să le pună la dispoziție o suprafață de minim un hectar de teren să-și facă o reprezentanță. Uh -huh. Și sunt și meritele dumneavoastră aici sau uh, treceți cu vedere această întrebare? Uh, în momentul în care nu se putea construi în acea zonă, normal că nu se dezvoltă nimic. Dar în momentul în care introducem în intravila în zona, se va putea uh, uh -huh. emite autorizații de construcție pe acele terenuri și cred că va ieși în următorii ani cu siguranță o zonă industrială acolo. Nu vreți să-mi răspundeți. Pur și simplu au găsit Comuna Bosanci pe hartă, așa. Sunt și anumite merite personale, dar da? prefer să fie colective. Am înțeles. Domnul primar, de curând ați votat bugetul. Care ar fi principalele direcții ale acestui buget? Ați spus la începutul dialogului nostru că aveți 64% pentru dezvoltare. Începem și mai puțin pentru funcționare. Începem cu funcționarea. Am înțeles. Ați uh, redus, da, un pic aparatul uh, propriu, dar, deci, va fi cu acești bani, chiar și cu această sumă redusă, va fi uh, așa cum va, vă doriți acest aparat articulat, ferm, uh, eficient? Uh, da, deci, datorită faptului că avem venituri proprii destul de mari, da. deci, undeva la 5 milioane avem veniturile proprii. Deci, în același timp, cu celelalte fonduri care le-am primit fie prin fonduri europene, fie de la bugetul de stat, am ajuns la 18 milioane deci pentru dezvoltare, rămânând deci pentru funcționare undeva la vreo 8 milioane. Deci da. aici intrând salariile, angajaților consumabile, persoanele care au grad de handicap, ajutorul social, știu eu, subvențiile pentru încălzire, pentru terenuri, pentru alte subvenții. Deci toate acestea intrând în aceste 8 milioane. Deci noi ne-am axat anul acesta mai mult pe asfaltări. Da. Deci în ceea ce privește nu pic, proiectul... Până, la dezvoltare, până să ajungem la dezvoltare, uh, sunt în această sumă, în aceste 8 milioane, sunt prinse și sporuri, discutăm, pentru că Vedeți cum sunt arătați cu degetul uh, bugetare la un loc, unii într adevăr, merită să fie arătați cu degetul că sunt sporuri extraordinare până nu știu ce comună, mă rog. Nu, deci nu putem vorbi de sporuri în momentul în care uh, salariile în cadrul primăriei sunt foarte bune. Uh -huh. Deci salariile în cadrul primăriei au fost uh, hotărite de către Consiliul Local, bineînțeles și împreună cu mine, deci salariile sunt maxime. Deci uh, și nu cred că a influențat în mare măsură. Vă spuneam, am urmărit să lucrăm cu cât mai puțini oameni, să nu se facă alte activități în cadrul angajaților din primărie. Da. Deci la început mi-a fost mai greu, dar după ce am avut supraveghere video în cadrul instituției, mi-este foarte ușor să iau măsurile necesare pentru a reglementa fiecare compartiment în parte și în felul acesta mi-a fost foarte ușor. Vedeam aglomerație la caserie, sunam casierul de ce sunt 3, 4, 5 oameni așteaptă da. la caserie. Dacă la registru agricol sau în alte locuri mi-a fost foarte ușor să iau măsurile necesare pentru a reglementa toate lucrurile. Da... Uh... Referitor la dezvoltare, nu, cum stați cu taxele și impozitele, colectarea taxelor și locale? La colectarea taxelor și impozite, pe, pe perioada prim. pandemiei, procentul de încasare a fost într-adevăr afectat da. într-o oarecare măsură, nu mult. Deci mai avem de recuperat după această perioadă, deci vom putea emite somații pentru impunere și o vom face, bineînțeles, în privința aceasta. Anul trecut a contat foarte mult publicarea persoanelor restante, cât și a firmelor. Deci este o lege care permite da. acest lucru după ce trece perioada normală de încasare, termenul normal de încasare a acestor taxe și impozite locale, deci chiar avem obligația de a afișa pe site-ul primăriei. Bineînțeles, au fost preluate de pe site-ul primăriei și publicate în mediul online. Nu e chiar. Corect, Corect lucrul da. acesta, da. dar totuși a adus. A intelegi. adus roade. roade. Publicarea celor restanțe. Anul acesta, bineînțeles, vom face în mod asemănător. Este normal ca fiecare să ne plătim taxele și impozitele. În ceea ce privește taxele și impozitele, deci am mărit taxele da. și impozitele, câteva, să zic, milioane. Deci vor veni în plus la bugetul local. Deci unde a fost o utilitate. A fost mărit cu 5%, unde sunt două utilități cu 10%, și unde sunt trei utilități cu 15%, și unde sunt toate utilitățile: asfalt, apă, canalizare, gaz metan. Da. Deci a fost cu 20%. Mm -hmm. În felul acesta, în. Scurt timp, într-o perioadă de 2-3 ani, reușim să aducem toate utilitățile și la ceilalți cetățeni și facem da. o egalizare. Deci, e, corect, treptat de la un an la altul, vă dați seama că va fi majorarea la toți 20%. Da, da. Deci constant. Da. Până la urma urmei e corect. Atât timp uh, da. am patru utilități. Da, dar n-au fost mărite taxele și impozitele de minim 5 ani. Mm -hmm. Deci din informațiile da. pe care le am deci nu au fost măriri de taxe și impozite și era și cazul după 5 ani de zile să majorăm puțin taxele și impozitele. Deci în felul acesta banii se reîntorc la cetățeni și nu este da. nicio problemă mulți cetățeni au înțeles lucrul acesta, nu am avut mari dificultăți în această privință deci cred că va fi foarte bine, cetățenii sunt conștienți că înainte nu aveau încredere în instituție, întrucât se scurgeau pe alte căi bani de la bugetul local. Acum cred că într-un procent, poate de 95%, cetățenii sunt conștienți că nu se mai fac de lapidări de la bugetul local și facem investiții extraordinar de multe. Da, luăm prima pauză de publicitate, doamnelor și domnilor, revenim imediat.